Codul portocaliu de viscol a continuat și astăzi în zonele de munte, însă forța naturii i-a lăsat indiferenți pe mulți șoferi, care au insistat să se aventureze cu mașinile în nămeți. Cei inconștienți nu și-au pus doar viețile proprii în pericol, ci și pe cele ale drumarilor, obligați să dea mână de ajutor teribiliștilor. Angajații de la drumuri care ți-au spus să nu intri aici. Nu te putem scoate de aici. E vremea cât de aspră, plec la munte în vacanță. Asta pare că și-a spus acest turist din București, care nu a ascultat interdicțiile autorităților și a încercat să pătrundă în sectorul închis de drum spre Rânca. Numai că bolidul i-a rămas blocat în zăpadă, fapt care a ținut pe loc acțiunile de dezăpezire. Noi ne-am pus viețile în pericol să ajungem până aici, ți se pare normal lucrul ăsta? Oamenii ăștia, uite-te la ei, sunt de 24 de ore. Scuzele nu ne ajută, crede-mă. O să vă urcați în mașina de la dezăpezire împreună cu cei din mașină și abandonați mașina aici. Altfel nu putem, nu ne riscăm să vă ducem. Turistul a fost dus până în Novaci, la 20 de kilometri distanță de stațiune, însă gestul său de inconștiență nu a fost lăsat nepedepsit. Polițiștii au reținut permisul pentru 60 de zile și l-au amendat cu circa 1200 de lei pentru că a pătruns pe un drum închis circulației publice. Știm că oamenii și-au programat sejururi în această perioadă în stațiunea montană Rânca, dar pentru siguranța dumnealor îi rugăm să ne înțeleagă că facem tot ce este omenește posibil să putem deschide acest sector de drum, dar momentan cu forța naturii nu ne putem pune. Nu am mai întâlnit așa ceva în zona Rânca, cel puțin în ultimii 7-8 ani nu am avut astfel de episoade. După orele prânzului, când viscolul s-a mai potolit, drumarii au organizat coborârea turiștilor din stațiune, însoțiți de utilajele de dezăpezire. Printre cei care au avut planurile date peste cap de vremea rea, s-a numărat și Cornelia Rednic. Cântăreața a împărtășit cu fanii ei experiența de pe șosele. Sunteți pregătiți? Ia uite ce e în spate. Deci suntem la Sinaia pe centură și ninge, cam povești. După ore întregi la coadă, Cornelia Rednic și-a schimbat însă părerea. Nu-mi place iarna, m-am hotărât. Deloc. Prognozele meteo s-au adeverit și în Argeș, pe masivul montan Făgăraș. Aici a nins abundent, iar stratul de zăpadă a ajuns pe alocuri la 40 de centimetri. Temperatura a coborât foarte mult în zona muntoasă, minus 8 grade Celsius, iar viteza vântului depășește 80 de kilometri pe oră. Astăzi, meteorologii au emis un nou cod portocaliu de viscol puternic în zonele de munte din 11 județe. Astfel, în zonele înalte din Carpații Meridionali, precum Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Argeș, altitudini de peste 1500 de metri, vântul va avea viteze ce vor depăși 110-120 de km la oră. Vizibilitatea este redusă și zăpada troienită. Codul este în vigoare până în seara aceasta la ora 20, iar mâine viscolul se mută în partea estică a Carpaților Orientali, în zonele înalte din Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea. Campania știrilor Canal D Dăruiește Crăciun se încheie astăzi cu Luca și Eric. Doi frați simpatici, dar foarte greu încercați. Mama îi crește singură într-o cămăruță de câțiva metri. Asta nu îi oprește să viseze. În parteneriat cu World Vision România, le-am făcut o surpriză de sărbători și am mers împreună la târgul de Crăciun. Ajutorul moșului, Radu Andrei Tudor. Gata, copii? Bravo! Nu a fost la școală. Bine? Ce-ar mai învățat? Despre adjectiv. Adjectiv? Ai știut? Da.
Asta o surpriză mare ca visurile lor. Ne-a dat cadourile lui din traistă și ne-a lăsat să le ducem până în căsuța lor. Iar apoi ne-a făcut semn că a mai pregătit ceva. Acum te întreb, îți place aici la târg? Da. Am înțeles, ce-ți place? Spre ce ne îndreptăm? Astăzi vă voi fi ghid. Luca, Eric, voi mă ghidați de fapt cumva pe mine și eu apoi vă explic despre ce e vorba în fiecare parte a târgului. O să mă erijez astăzi într-un specialist în ale târgurilor de Crăciun. Roata panoramică. Îți place la roata panoramică? Da. Dar nu vă e frică de înălțime? E frică rău. Ți-e frică rău de înălțime? Da. Radu Andrei Tudor le-a fost pentru o seară ghid la târgul de Crăciun. A simțit și el bucuria din ochii lor, iar acum vă lăsăm și pe voi să o trăiți prin ei. Trebuie să mănânci, nu lași singur, că după aia se simte... O gogoașă cu ce? Simplă. O gogoașă așa simplă. Cu zahăr, vreți să vă pun pe ea? Bine. Da? Vreți mini gogoșele? Da? Ca să puteți să le țineți mai... Curaj. Da. Bine. Gogoșele. Ce să fie? Mă lași pe mine să-ți recomand ceva sau vrei ceva dulce? Mini gogoșele. Gogoșele, da? Gata. Facem așa, ăstea trei și voi păstrați unul, eu unul și ăsta e simbolul prieteniei noastre, bine? Da. Mergem la roată, cu mult curaj. Pentru ca toate astea să fie posibile, Canal D, prin campania Dăruiește Crăciun, și-a unit forțele cu World Vision România. Împreună ne-am propus să aducem copiii din satele României la un târg de Crăciun pentru prima oară în viața lor și să le oferim împreună o experiență de neuitat. Poți contribui și tu la bucuria acestor micuți printr-un SMS la 8864 cu textul Speranță, în valoare de 4 euro pe lună, sau donând orice sumă pe worldvision.ro. Dăruiește Crăciun, acolo unde nu există. Are sute de mii de fani și într-un an adună kilometri de concerte cât pentru încă în jurul lumii, însă celebritatea nu schimbă semnificația sărbătorilor, iar Crăciunul înseamnă întoarcerea la familie pentru Georgiana Lobonț. Artista își ia liber în această perioadă și se bucură de timpul petrecut alături de cei dragi. În casa părintească a Georgianei încă se mai fac pregătiri de Crăciun așa cum se făcea odinioară. Georgiana Lobonț se întoarce mereu la casa părintească de la Gherla, acolo unde, împreună cu părinții, surorile și rudele apropiate, se ocupă de pregătirile de sărbători, care sunt un spectacol în sine. Noi i-am surprins în timp ce munceau de zor lângă cuptor. Cozonacul mare, cu nucă, cu ciocolată, le plac la fete, la fiecare după plăcere. Și Irina mă ajută, am ajutoare. E mult de muncă acum. Da, foarte mult. Acum trebuie să pregătim multe, cozonar, sarmale, piftie. Și Ramona m-a ajutat. Și trebuie să stea o jumătate de oră la crescut și pe urmă se face cu ou și se dă la cuptor. Și avem cei mai buni cozonaci de Crăciun. Cei mai buni cozonaci aici la mami acasă, la Gherla. Dacă vreți cozonaci, rețeta bună, ne contactați. Mie îmi plac cozonacii cu mac mai nou, dar înainte eram cozonacii cu nucă. Oricum tot ce... Toată mâncarea de casă, tot ceea ce ține de casă, făcut de maică, mi se pare cel mai bun și cel mai gustos. Între timp apare și tatăl Georgianei, care vine cu o surpriză pentru toată lumea. Fetelor, v-am adus câte un par de vin, să prindeți putere, să aveți forță de muncă. Întotdeauna treaba bună se începe cu un vinișor aici. Un vinișor aici de ciotă. Vin făcut de părinții mei. Vin de casă. Vin de casă de la tata de acasă. Acum că toată lumea are mai multă putere de muncă, urmează pregătirea sarmalelor. Vă arătăm acum cum le facem, să nu crezi că sarmalele noastre sunt numai tătica mie. Aici vă arătăm că știm și să le facem, că nu le-am cumpărat. Dar e bucurie mare că suntem împreună.
Masa e îmbelșugată la fiecare sărbătoare în familia artistei. Le număr întotdeauna, dar fac. Câte? Câte 150, 200, cam așa. La anunta surorii mele, care au avut loc anul ăsta în septembrie, au făcut fetele împreună 1000 de sarmale. Chiar dacă nu prea are timp să-și exerseze talentul în bucătărie, Georgiana spune că a reușit să învețe câteva rețete de la mama ei. Ia uitați aici, sărmăluțe, sărmăluțe! Ce bine dau din mânuțe! Păi chiar e sărmăluță, dar nu da. Iosifină! Mătușa mea de aici, din spate, care face bradu, o tăia frunzele de varză. O zis că e așa îi place să le facă cât mai micuțe. Că așa-s mai drăguțe, nu, Alina? Da. Și mai multe sarmale. Dar e mai greu, știi, să le împături. Luăm o pauză de la pregătiri și aflăm că în familia Georgianei toate tradițiile locului sunt păstrate cu sfințenie. Cum e Crăciunul acasă, Georgiana? E cel mai emoționant și mai frumos, pentru că aici trăiesc cu adevărat toate amintirile pe care le-am avut în copilărie, toată nostalgia. Și uite, vin colindătorii și asta îmi place cel mai mult acasă. Dom, să înălțăm când boierii nu se acasă. Dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm. Vedeți, din asta îmi place mie să fiu acasă, pentru că aici vin colindătorii, poarta e larg descuiată afară și de dimineața, de cum începe, până la ora 8-9, când se trezesc copiii, până noaptea târziu să tot colindă, una într-una. Vin și grupuri de copii mai mari, dar după ce sunt unic afară. Acum, copii, eu vreau să vă spun așa, vă dau și bani, dar prima dată vă dau bomboane, ca să vedeți cum era odată, câte o bomboană la fiecare. Uite-ți albastră, că tu ești băiețel. Și măr și nuci, că eu din astea primeam la Orman, când eram cu Colinda, la bunicii mei de la țară. Între timp, în cuptor s-au copt cozonacii și pâinea. E timpul pentru o degustare. Wow, și hai să nu le arde, să ai grijă. Ele ai grijă, wow, da? Uite ce cozonac, wow, că arde. Tu, mă, tu uite, ăsta cu nucă, ăsta e cu ciocolată, wow, ce vai, vai, bun. Vai, 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 uite vai. Ce frumos o copt, vezi? Tăiem așa la mijloc să vedem dacă e plin. Dar Irina, ce am lucrat noi? Ia wow. Să vedem. Wow, mami, cum curge ciocolata. Uite. Le facem poftă telespectatorilor da. De acasă. Wow, cu ciocolată. Minunat. Eu să știi că sarmale vreau că... Ce vre? Eu cozonac am mâncat între timp, dar vreau sarmale, că atâta de bine miroasă de Doamne, ia Doamne, să-mi Doamne. Spuneți voi care e ce cozonac, cu ce doriți, cu ce vreți să gustați. Dacă am... Dacă o ieși bun, să vedeți. E masa plină de obicei? La voi așa e da. De obicei de Crăciun? Da, așa de obicei, doar că e în casă. Acum că ați venit la noi, v-am primit afară că am făcut pâinea și cozonacul și toate le-am copt aici în cuptorul de afară. Dar de obicei totul se întâmplă în casă, înăuntru, unde e și bradul făcut, unde e cald, unde e bine. Stăm și colindăm, ascultăm colinde, povestim, depânăm amintiri din timpul anului și ne bucurăm cu adevărat că suntem unii lângă ceilalți. Pentru că momentele astea, știm cu toții, sunt rare și de asta așteptăm, de fapt, Crăciunul, să ne întâlnim cu familia, cu cei dragi, cu prietenii, cu neamurile. Amintirile din copilărie prind viață, mai ales de sărbători. Eu așa că mă gândesc cu nostalgie la vremurile de mult. Îmi amintesc, în primul rând, că era multă zăpadă. Dar multă, multă zăpadă și ne jucam pe strada noastră, erau foarte, foarte mulți copii, erau vreo 20 și ceva, 30 de copii, făceam un geraș din zăpadă, colindam cu toții, mergeam împreună în gașcă, la fiecare casă, la fiecare vecin, era o bucurie, o zarvă, o râsete, era ceva extraordinar și când venea moșul, noi nu primeam atâtea cadouri, noi nu știam, noi nu aveam posibilitatea, părinții mei munceau din greu și ne cumpărau multe, dar nu cumpărau cum le cumpărăm noi astăzi la copiii noștri, de toate. Să și aflăm ce ți-a adus moșul când erai mic. Dulciuri și fructe și... Și sticle de suc. Câte o jucărie erau pe acolo. Chiar dacă am crescut și au trecut ani și avem familiile noastre, mai urmează și Ramu să se căsătorească, împodobim bradul în familie și colindăm și ne distrăm și... Și facem mami vin fiert cu scorțișoară, tradiție, da. În familie. Asta încă mai păstrăm. Bine, mâncarea, pregătirile, curățenia, poveștile, depânările de amintiri, astea și acum se păstrează.
dar poate că eram și mai mici atunci și altfel simțeam spiritul sărbătorilor. O altă tradiție în familia Georgianei este mersul la colindat. Casa este mereu plină de musafiri, dar și artista își colindă rudele și prietenii apropiați. Deschide ușa creștine, că venim și noi la tine. La mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul-i lung și-am obosit, drumul-i lung și-am obosit. De departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu bine. La mulți ani, dragilor, vă pupăm, vă dorim Crăciun fericit și sărbători fericite! Aproape jumătate dintre români trimit urări și mesaje în perioada Crăciunului, iar majoritatea dintre ele sună la fel. Oamenii spun că se inspiră de pe internet pentru ca urarea să fie una specială. Cei care vor să fie autentici se rezumă la câteva cuvinte simple, venite din suflet. Nu este român care să nu fi avut măcar o dată inboxul plin cu mesaje și urări de Crăciun de la familie, prieteni sau colegi. Sursa de inspirație este internetul, unde găsesc nenumărate mesaje și urări pentru orice sărbătoare. Le urez sărbători fericite, să fie fericiți și alături de cei dragi, multă sănătate și tot ce-ți doresc. Caut ceva mai original, nu, adică legat de familie, mai adaug și eu câteva cuvinte de la mine. Mă inspir ce scrie în internet și după aia mai adaug și eu. Și trimiteți aceeași mesaj, cred că la... Nu, la familia mea, prietenilor, copilului meu, mamei mele. Mulți preferă clasicele mesaje cu fie ca, iar majoritatea dintre ele seamănă izbitor. Sunt extrem de lungi și plictisitoare. Sunt frumoase, doar că majoritatea nu și-a atins scopul. Ai prefera să nu primești decât să... Da, păi sunt aceleași vorbe. Nu, și are scopul mesajul acela. Ori spui ceva din suflet fiecare persoane, ori nu spui nimic. Puțini sunt însă cei care aleg să fie originali. Încerc să le fac individualizate și personalizate, să fie cât mai special pentru fiecare, să se simtă fiecare special. Comunitatea creatorilor români de conținut vine în ajutorul celor care duc lipsă de inspirație, cu mesaje care conțin autenticitate în tradiționalele urări de sărbători. Le-am gândit să fie vesele, optimiste, pozitive. Cred că este o stare de care avem cu toții nevoie în zilele astea. Sunt mesaje dedicate pentru familie, pentru prieteni, pentru colegi și chiar și pentru șefi, pentru colaboratori, pentru clienți și chiar și pentru persoana iubită, dacă cumva vă aflați în situația în care aceasta este departe de voi în zilele de sărbătoare. Românii aleg să transmită urări de bine și pe rețelele de socializare, cum ar fi Facebook, Instagram sau Twitter. Foarte populare au devenit și grupurile de pe WhatsApp. Prea puțini trimit e-mail-uri în acest context. În ajunul Crăciunului, celebra cântăreață de muzică populară Angelica Flutur a deschis larg ușile casei sale și ne-a introdus în frumoasa atmosferă de sărbători din inima Bucovinei. E dimineața de vreme în opcinele Bucovinei. Ceața se ridică încet de pe dealurile domoale ale Ciumârnei până sus pe munte și dezvăluie un colț de rai. E un loc binecuvântat de Dumnezeu, de o frumusețe aproape sălbatică, pe care trebuie să știi să o descoperi. Este piciorul de plai și gura de rai unde trăiesc huțulii, oameni blânzi și aprici deopotrivă ai munților, care s-au încăpățânat să trăiască după legi nescrise de sute de ani. Dumnezeu i-a așezat aici, departe de lumea dezlănțuită, în tihna naturii și mai aproape de cer. Căsuțele lor sunt mici și răsfirate pe coasta muntelui, într-o rânduială arhaică, pe care doar ei, huțulii, o știu. Aici au văzut lumina zilei și se încăpățânează să-și păstreze colțul lor de neatins de modernitate. Doar ne ajung de o coroniță? Sau să ne mai luăm niște crenguțe? Da, vedem așa. Hai să mai luăm totuși din rezervă. Sara pune gazda aleasă, fă lumină mare în casă, că
Acum e ceasul sfântul, vine Domnul pe pământul. Așa începe ajunul Crăciunului acasă la Angelica Flutur, cunoscuta cântăreață de muzică populară a Bucovinei. Nu e timp de pierdut. La casă de gospodar sunt multe de făcut, așa că toată familia dă zor cu pregătirea bucatelor. Așa că, mami, începem? Hai, începem cu... Cum mai ales când ții de mult? Ce faci, mamă, puiul meu? Toată lumea știe tochitura cu pastă de tomată, cu... dar nu, la noi nu se face așa ceva, nu. Nu. Strict din carne, doar de porc, afumată, știu că e grea, dar cu laptea, cu... Ai, ce bun e! Laprea cu mama Levi din Barabuli. Dar cum? Tai foarte mult. Acum punem să... Da. O tăiat-o? Nu vreți să vă închipuiți cum miroase. Și o dăm la prăjit pentru că așteaptă și celelalte surate să intre în ceaun. Ia-uzi cum sfârâie. Deci au început să dea drumul la grăsime, ia-uzi. Carnea proaspătă, eu dau mamei că ea se pricepe la tăiat. Mami, hai, Doamne ajută! De la geam, copiii privesc curioși și pofticioși spre bucătăria improvizată afară, în curte. Toată lumea abia așteaptă să guste din bucatele făcute din porc, din tobă, din cârnați, din ce avem și noi în covată astăzi. Iar a doua zi deja se mănâncă mâncare preparată. Aoleo, ce sfârâie! Din toată tochitura, dacă îmi place ceva, este cu asta. Îmi place și cârnața, îmi place și jumara. Dar cu asta, după ce se face bine și o vezi în farfurie și când bagi mama liga și o mungi din prânz, nu pot să descriu plăcerea. Miroase, nu mai zic nimica. Până se face tochitura și până carnea își lasă aromele, altă treabă așteaptă la rând. Cel mai frumos moment din ajun, acela în care copiii împodobesc bradul. Dacă mai așteptăm să se facă, zic să mergem să îmbrobodim puțin, împodobim, îmbrobodim, cum zice la noi, bradul. Punem copiii la treabă și trebuie să spargă nucile, că facem cozonacul și nu sunt nucile sparte. Și copiii stau și ne așteaptă și tot ne strigă dacă nu le dăm de lucru. Stau și trag mâța de coadă. Bradul, cum știți voi și cum vă place. Crina, Ioana și Ionuț au așteptat un an întreg să împodobească bradul, nu cu globuri și beteală ca la oraș, ci cu ouă încondeiate. Aceste globuri sunt ouă de rață sau ouă de gâscă. Și sunt, nu știu, pictate frumos așa cu ceară. Sora mea este artista care face astfel de bucurii, ca să spun așa, pentru Crăciun. Și... Bradul în Bucovina este cu? Cu ouă, împodobit cu ouă. La Paști se pun ouăle sparte în pom pentru belșug. Iar de Crăciun să le prindeți bine să nu cadă pe jos. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine. La mulți ani, mulți ani cu bine. În Bucovina s-a lăsat deja seara peste Cătun. Gazdele se strâng în casă, unde e mai mult de muncă. În sobă focul e gata pentru sarmale, cozonaci și tradiționala prăjitură cu untură de porc. Mama sunt cu sora mea și astăzi facem prăjituri în untură. Satul la un loc, nu știam jucă, măi, tererera, tăi, tăi, n-are ce să apucă, măi, tererera. Căciunul pe să crească? Da, și mai lovim așa. Știți că din bătaia asta, el crește foarte bine. Până când aluatul de cozonac se odihnește în tavă și se umflă până la tindă, cum spun gospodinele, e rândul copiilor să dea o mână de ajutor. Am adunat gașca să facem fursecurile.
facem prăjiturelele. Așa că mama întinde foaia, Ioana și Crina fac formele. Uitați, avem cu brăduț, cu Moș Crăciun, clopoțel, șuncățel, steluțe, nimioare, perfect. Avem de toate. Așa, hai. La rând. A, ce frumos. Așa, bravo. În mai puțin de o oră, casa se umple de arome. Cozonacii pufoși au crescut și s-au rumenit în cuptor. Ah, mușelule! Lăsăm un pic la răcit și apoi îl răsturnăm și gata. După o zi întreagă de muncă, masa de Crăciun este gata. Acest final, această mică masă, să-i spun așa, merită tot efortul de a o pregăti și sunt doar o parte din produsele pe care noi le punem în ziua de Crăciun și nu numai, toate sărbătorile pe masă. Noi din toată inima vă dorim sărbători minunate. Să fiți, în primul rând, voi împăcați cu voi, fericiți. Să-i aveți pe cei dragi alături la masă de sărbători, așa cum sunt și eu cu mama, cu sora mea, cu nepoții. Și bineînțeles și soțul, cumnatul, tata, frații, toți sunt în spatele camerelor și abia ne așteaptă să gustăm. Vă pupăm și Crăciun fericit! Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Mie nu mă rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenție și să intuiesc pentru toată lumea și pentru fiecare în parte o seară magică. Mâine, seară, când ne vom revedea la știri, ne vom ura cu toții Crăciun fericit. Pe mâine! Toate bune! Astăzi, meteorologii au emis mai multe avertizări. Este valabil un cod galben de vânt până diseară la ora 22, în sudul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și în nord-vestul Moldovei, cu viteze în general de 55-65 de km pe oră. Este valabil și un cod portocaliu de viscol puternic în zona înaltă a Carpaților Meridionali, la peste 1500 de metri, unde va fi viscol puternic. Vântul va avea viteze ce vor depăși 110-120 de km pe oră. Vizibilitatea va fi foarte redusă și zăpada troienită. Alt cod galben de vânt puternic va începe diseară la ora 22 în Transilvania și Maramureș, în nordul Crișanei și în nord-vestul Moldovei, cu viteze în general de 55-65 de km pe oră. La munte vor fi rafale de 70-80 de km pe oră, iar în zona înaltă de 90-110 km pe oră. În a doua parte a nopții de duminică spre luni și pe parcursul zilei de luni, va fi în vigoare un cod portocaliu de vânt puternic în zona înaltă a Carpaților Orientali, în general la peste 1500 de metri, unde vântul va sufla tare cu rafale de peste 120-130 de km pe oră. Astăzi vremea a intrat într-un proces de încălzire ce s-a resimțit la nivelul întregii țări, astfel temperaturile maxime au fost de la 1-3 grade în Maramureș și jumătatea estică a Transilvaniei până spre 14-15 grade în sudul Olteniei. Procesul de încălzire va continua, astfel că temperaturile minime vor fi mai ridicate comparativ cu noaptea precedentă și se vor situa între 0 și 7 grade. Mâine vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă din an. Cerul va fi variabil în sud-vest și parțial în sud, dar va avea înnorări în restul țării. Va ploua local în Maramureș și Transilvania, pe arii restrânse în Crișana și cu totul izolat în rest. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 8 și 18 grade. Haideți să vedem cum va fi vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, temperaturile sunt ceva mai ridicate față de restul țării. Se vor înregistra 16 grade în Pitești și 15 grade în Slobozia. Și în Transilvania vom avea temperaturi ridicate. În această regiune, maximele ating 13 grade în Alba Iulia și 14 grade în Brașov. Cerul va fi mai mult noros. În Moldova se anunță ploi ușoare pe tot parcursul zilei.
Cerul va fi înnorat, vântul va bate ușor, iar valorile termice ating 17 grade în Iași și 13 grade Celsius în Botoșani. În vestul țării sunt anunțate condiții de ploaie. Mercurul din termometre urcă până la 6 grade în Oradea, 14 grade în Timișoara. În Oltenia, temperaturile sunt mai plăcute, vântul va sufla slab, iar cerul va fi predominant senin. Vor cădea câteva picături de ploaie, iar termometrele vor indica 14 grade în Slatina și 17 grade în Drobeta. În Dobrogea, cerul va fi variabil cu înnorări temporare, iar meteorologii anunță ploi. Termometrele vor indica 16 grade în Mangalia și Tulcea. În capitală, astăzi cerul a fost variabil, iar vântul a suflat slab și moderat. Valorile termice s-au situat peste mediile multianuale specifice perioadei, astfel temperatura maximă a fost de 10-11 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35-45 de km pe oră. Temperatura minimă se va situa peste normalul specific perioadei și va fi de 4-6 grade. Mâine vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă din an. Temperatura aerului va avea valori cu peste 10 grade mai ridicate decât mediile climatologice, cu o maximă de 16-17 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 35-45 de km pe oră. La munte, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări și, în special în Munții Apuseni și în Carpații Orientali, se vor semnala precipitații predominant sub formă de ploaie, iar pe creste vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări cu viteze de 70-90 de km pe oră, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali, în general la peste 1500 de metri, vântul va sufla tare, cu rafale de peste 120-130 de km pe oră.